Alerta epidemiologică de gripă aduce măsuri mai severe în școlile și spitalele din județul Hunedoara. După ce timp de 3 săptămâni consecutiv numărul îmbolnăvirilor a înregistrat o creștere, în România a fost instituită starea de alertă epidemiologică determinată de gripă. Ministerul Sănătății a transmis o serie de recomandări care trebuie aplicate atât în mediul privat cât și în cel de stat. Printre recomandări se numără și restricționarea accesului vizitatorilor în spitale. Vor fi restricții, sigur că poate veni un om cu o viroză care este, eu știu, mai ușoară din punctul lui de vedere și aparent ușoară, dar să fie una profundă și atunci merge și în contact cu o persoană vulnerabilă, bolnavă, poate să-i transmită. De asta sunt restricții în spitale și programul de vizită este limitat sau chiar deloc, este chiar interzis. Bun. Rămâne la aprecierea managerilor, acolo este strict atributul lor, noi le-am trimis adresă cu recomandări, așa cum scrie și în instrucțiuni. Noi am ales la Hunedoara să cumva să găsim o cale de mijloc, să și permitem vizitele, este adevărat că un timp limitat, am redus vizitele la o durată de 15 minute pe zi, un singur pacient, un singur aparținător pentru un pacient. Am ales varianta aceasta tocmai pentru a putea permite familiilor să vadă pacienții internați, dar limitând durata vizitelor și cu măsurile de precauție necesare, adică purtatul măștii. Cei mai vulnerabili pacienți care necesită și internare sunt cei la care starea de gripă s-a suprapus cu afecțiunile cronice de care suferă. În astfel de cazuri poate interveni chiar decesul, tocmai de aceea Ministerul Sănătății face o serie de recomandări pentru populație. Consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea la domiciliu și eventuale investigații suplimentare. Pentru persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie se recomandă purtarea măștii de protecție dacă trebuie să se deplaseze în comunitate. Respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință. Menținerea unei igiene adecvate a mâinilor în vederea reducerii răspândirii virusului. Evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție. Continuarea vaccinării antigripale, în special pentru populația expusă la risc crescut de îmbolnăvire sau complicații ale gripei, persoane cu vârsta peste 65 de ani, gravide, persoane imunodeprimate, persoane cu afecțiuni cronice respiratorii sau cardiace. Și în școli trebuie monitorizată starea de sănătate a copiilor pentru a preveni contaminarea de gripă în masă. Realizarea triajului zilnic la nivelul unităților școlare sau preșcolare, să se asigure în școli materiale necesare dezinfecției și spălării mâinilor, a suprafețelor, aerisirea încăperilor și respectarea etichetei tusei. Copiii trebuie învățați cum să tușească folosind un șervețel de unică folosință sau o batistă de unică folosință sau în pliul cotului. Părinții care au copii bolnavi, care strănută, care au simptomatologie specifică virozelor, să îi rețină la domiciliu și să ia legătura cu medicul de familie. Recomandările Ministerului Sănătății au fost publicate în Monitorul Oficial din data de 2 februarie.